Un copil de 6 ani ar fi fost lovit de învățătoare la școală în Timișoara. Aceasta este acuzația gravă pe care au făcut-o părinții unui elev. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest sens. La data de 24 ianuarie 2024, polițiștii timișoreni au fost sesizați cu privire la faptul că la o unitate școlară din Timișoara, un minor de 6 ani ar fi fost lovit de către un cadru didactic. Polițiștii Biroului Siguranță Școlară fac cercetări într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă. A transmis IPJ Timiș. Incidentul ar fi avut loc la liceul William Shakespeare din Timișoara, iar părinții copilului le-ar fi povestit anchetatorilor că fiul lor ar fi fost strâns puternic de obraj și lovit cu indicatorul pentru că nu reușea să citească la un nivel similar cu cel al colegilor lui. Ancheta este acum în plină desfășurare.